Mergem mai departe și avem un meci între Mureșan, Sergiu Mureșan și Andrei Berezchi. Suntem la categoria 71 de kilograme. Acesta este Sergiu Mureșan. Sergiu Mureșan vine din Baia Mare. Iar în colțul roșu de la PPD Cluj, Andrei Berenci. Și adversarul său, Andrei Berenci. Andrei Berenci este în Cluj-Napoca, are 21 de ani. Are un singur meci în MMA-ul amator, își face debutul în această seară în MMA-ul profesionist. Este campion național de lupte și multiplu campion național de jiu-jitsu brazilian. De asemenea, campion la grappling și vine de la sala Iris Taurgi. Este antrenat de Mircea Cubleșan. Sergiu Mureșan cu mănușile albastre, adversarul său Andrei Berenci, cel cu mănușile roșii. Începe această luptă. Berenci de aici din Cluj-Napoca, clar sportivul cu mai mulți fani. Vine această lovitură mediană și câteva lovituri din partea lui Mureșan. Low kick trimis de Mureșan. Conform palmaresului pe care îl are localnicul Andrei Berenci, ar trebui să îi convină mult mai mult lupta la sol. Să vedem, se duce lupta la sol foarte bine, se duce deasupra adversarului în gard acolo Mureșan. Ușor, ușor a ridicat foarte bine postura Andrei Berenci, care încearcă să se ducă într-o poziție favorabilă. Va căuta cumva să-i dea la o parte unul dintre picioare adversarului său ca să depășească această postură, da? Se duce în demigardă, după care revine din nou în gardă Mureșan. Se vedea după poziția pe care o abordase Berenci că va încerca să se ducă într-un control lateral sau control deasupra. Depășise un picior al adversarului, rămăsese în demigarda lui Mureșan, dar acesta a revenit în gardă. Da, vedem momentul în care Berenci este foarte aproape și reușește să ducă în control lateral, îl ține foarte bine la podea pe adversarul său. Au ieșit, din păcate, prin corzile ringului cei doi, care vor fi repoziționați la centru în aceeași poziție. Minel Ianculescu, arbitrul din
ring la acest meci. Experimentat Ninel, are luat lupta de unde trebuie și se duce acolo Berici după o finalizare pe gâtul adversarului. Se vedea că va reuși în acest lucru. Foarte bine se apropie într-un moment Mureșan și încearcă să iasă și reușește să ia spatele Mureșan lui Berici. Să vedem, încearcă să-l întindă acum. Ar trebui, după ce, dacă va reuși să întinde, să caute să bage și una la gâtul lui Berici. Sunt lovituri trimise cumva de la spate de Mureșan. Tot încearcă să scoată ceva din această poziție Mureșan și a încercat o finalizare de la spate, dar nu a ieșit. Poate acum se va duce după umbrața adversarului, dacă nu va pierde poziția, și asta se întâmplă. Din nou se duce cumva în gardă, se duce după, dar trebuie să încerce un triunghi, dar nu reușește. Excelent Bereci, se vede faptul că este și instructor de BJJ. A reușit foarte ușor să ducă la lateralul adversarului și i-a ieșit acea lovitură la corp cu genunchiul. La cap cu brațul stâng, control lateral, foarte bine păstrează acest control Bereci. Să vedem ce va încerca din această poziție să dezvolte. Adversarul său face podul, a încercat să iasă. Lovitură de genunchi din partea clujeanului. Da, continuă cu aceste lovituri la corp și da, se duce într-un control deasupra. Pierde acest control deasupra, este în demigard adversarului. De aici ar trebui să continuă cu loviturile la capul adversarului. Pierde poziția. Din nou în garda lui Mureșan, sportivul din Cluj. Deva lovituri la capul lui Mureșan. O repriză întâia dominată de sportivul din Cluj. Ultimele secunde. Da, s-a încheiat această primă repriză. Repriză care se duce în favoarea lui Bereci din Cluj-Napoca. O repriză dominată de el. Revedem momentele din repriză. Cu atacurile clujeanului. Chemați la centru cei doi. Să-ți înceapă repriza a doua. Mureșan se duce în atac. Încearcă să ia picioarele acolo adversarul. Mureșan cu lovituri de genunchi foarte bune. Stop. Ceva s-a întâmplat, da, nu are proteză sportivul din Cluj. Da, asta nu prea este în regulă.
să rea meciul din picioare. A fost greșeala staffului. L-au trimis în ring fără centură pe elevul lor. Jucat o lovitură median de picior, din nou se duc la podea cei doi sportivi. Da, foarte bine deasupra adversarului acum Mureșan. Încearcă câteva lovituri la capul adversarului. Se duce într-un demigard al lui Bereții. Încearcă să depășească această poziție, această postură Mureșan. Să vedem dacă îi va ieși. L-obosește, îl chinuie un pic pe adversarul său, ține acolo la podea, se lasă cu greutatea pe el și încearcă să se ducă într-un control deasupra. S-a dus bine pe lateral și ține în demigard Crujanul. Acum aproape să depășească postura, se duce în control lateral. Dar este o defensivă bună a lui Bereci, care încearcă inversare și reușește pentru moment. Din nou, încurcați cei doi de cărțile ringului, rămân în aceeași poziție. Poate să fie acolo o încercare, da, genunchiul la cap, încă unul, două, trei lovituri de genunchi, la patra. Lovituri puternice trimise de Mureșan la capul adversarului, care se duce din nou peste Clujan. Să vedem dacă din această poziție, din nou în demigarda Clujanului, va reuși să se ducă într-un control lateral sau, da, control lateral acum pentru Mureșan, care încearcă să depășească poziția, este deasupra și să vedem dacă va continua cu loviturile la capul lui Bereci. Da, cot, încă o dată lovitură de cot, lovitură la capul adversarului, îi se cere, arbitrul îi cere Clujanului să se apere. Reușește pentru moment. Dacă nu continuă cu loviturile, sunt momente în care Mureșan poate să piardă poziția. Acum continuă cu loviturile la capul adversarului. Foarte bune aceste lovituri și se cere din nou lui Bereci să se apere. Reușește Clujanul pentru moment. Lovituri puternice la capul lui Bereci pentru luptătorul din colțul albastru. Mureșan continuă, lovituri la cap. Da, aici i-a cam oferit cu și spatele adversarului. Continuă cu loviturile. Probabil că ar trebui să fie final de meci între cei doi. Clar nu se mai apără inteligent acolo Clujanul, care încasează foarte multe lovituri. Da, bune aceste lovituri trimise de Mureșan. Clujanul apărăte, de foarte mult timp nu se mai apără inteligent. Este final de meci clar. Victorie obținută de Mureșan în repriza a doua. Ground and pound pentru luptătorul din Baia Mare. La podea sportivul din Cluj. Se va ridica cu siguranță. A revăzut momentul în care a pierdut în acest meci luptătorul clujean. Câștigătorul colțul albastru prin TKO, Mureșan Sergiu. Și am ascultat și decizia Alfa MMA din Baia Mare. Sergiu Mureșan câștigă împotriva lui Andrei Berenci din Cluj, victorie prin ground and pound în repriza a doua.
Mm-hmm.